Din epistola întâi către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Aminte. Fraților, noi împreună lucrători cu Dumnezeu suntem, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu și zidirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu cel dat mie, eu ca un înțelept meșter am pus temelia, iar altul este cel care zidește. Dar fiecare să ia seama cum zidește, căci nimeni nu poate pune altă temenie decât cea pusă, care este Iisus Hristos. Iar dezidește cineva pe această temenie, aur, argint sau pietre scumpe, lemne, fânt, trestie, lucrul fiecăruia se va face cunoscut și îl va vădi el în ziua Domnului. Pentru că în foc se descoperă și focul însuși va lămuri ce este, ce fel este lucrul fiecăruia. Dacă lucrul cuiva pe care l-a zidit va rămâne, acela va lua plată. Dacă lucrul cuiva se va arde, el va fi păgubit, el însă se va mântui, dar așa ca prin foc. Nu știți oare că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el. Pentru că Sfânt este tu templul lui Dumnezeu.